Orice întâlnire cu șefii organizațiilor locale ale PSD este un prilej ca liderii să culeagă doleanțele membrilor de partid, care vor sta la baza construirii platformei electorale a formațiunii pentru alegerile din 2016. Cu mici excepții, doleanțele membrilor simpli de partid, în majoritatea lor pensionari, sunt la PSD, ca și la alte partide, legate de dorința de majorare a pensiilor și de scăderea costurilor la utilități. În această perioadă, noi am făcut o colectare din mai multe dorințe a tuturor membrilor noștri de partid, dar am pus accent pe, în special pe persoanele vârstnice. Când ne adunăm și discutăm, problema pensia. Și-ar dori pensii mai mari, și-ar dori cheltuieli la întreținerii mai mici. În unanimitate, probabil în proporții de 90% toți vor același lucru. Liderul pensionarilor social-democrați recunoaște că toate aceste sugestii venite de la talpa partidului vor fi incluse în viitoarea platformă electorală a formațiunii politice, fie la nivel local, fie la nivel național. Noi vom ști cum să facem campania și o să încercăm să rezolvăm problemele tuturor celor care ne-au solicitat. De cules se culeg de fiecare dată dorințele oamenilor din teritoriu, dar, din păcate, de cele mai multe ori, ele rămân vorbe iscusit, meșteșugit în platformele electorale, numai bine de momit electoratul, dar a doua zi sunt uitate de politicienii care sunt acasă pentru electorat doar odată la 4 ani.